Lor Castelul Peleș este în pericol să se închidă din cauza facturilor uriașe la gaze. Doar pe luna ianuarie, nota de plată este de atenție 32.000 de euro. Și suntem în acest moment în legătură telefonică directă cu domnul Valentin Răileanu, este șeful Departamentului Tehnic al Muzeului Național Peleș. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în jurnal. 32.000 de euro. Să rămânem, estimată doamnă, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Da, deci discutăm despre această sumă pentru ultima factură sosită la instituția noastră pentru perioada 1 ianuarie, 31 ianuarie, în condițiile în care consumul lunar a fost mai mic decât cel raportat pentru aceeași perioadă anului trecut, dar totodată sesizând faptul că furnizorul a crescut din nou prețul unitar al energiei electrice pentru această factură cu circa 27%. Înțeleg că și factura pe luna decembrie a fost una uriașă în valoare de 17.500 de euro. Ce urmează să faceți de aici încolo? Situația este destul de complicată. În condițiile actuale, așa cum ați spus și dumneavoastră, sunt delicată, totul este delicat, totul este în analiză, încercăm să cerem sprijinul forurilor superioare, respectiv Ministerului Culturii. Ați vorbit cu cei de la Ministerul Culturii? V-au spus ceva? La momentul actual încă nu, suntem în discuții cu furnizorii. După cum telespectatorii dumneavoastră știu, Guvernul României a aprobat ordonanța de urgență numărul 3 de pe 31 ianuarie anul curent, în care s-au stipulat din nou prevederi privind plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale. Muzeul Peleș a completat de asemenea cereri pentru furnizorii de energie electrică și gaze în susținerea acestor cheltuieli și în acordarea sumelor convenite și stabilite prin aceste plafoane. Dar încă nu avem informația cât va fi acest plafon, care vor fi suplimentele acordate. Până când se rezolvă această situație, domnule Răileanu, luați în calcul închiderea Castelului Peleș? Că bănuiesc că nu veți avea bani să achitați această sumă. La momentul actual nu aș putea să vă spun cu certitudine. Urmează ca managerul instituției și forul Consiliului de Administrație să ia în discuție factura sosită ieri pe contul MyEng și să stabilească măsurile necesare și dacă nu există soluții concrete de rezolvare a situației, probabil că se vor ajunge și la soluții limită. Nu aș putea să vă spun în momentul Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în jurnal.